Risk management, care de fapt el este în strânsă legătură cu disciplina. Trei categorii de traderi. Traderi care tranzacționează cu stop loss, sunt traderi care tranzacționează fără stop loss, gamă mai largă de traderi care mută stop loss. În principiu, sunt mulți din ăștia, nu? Stop loss, asta înseamnă a fixa careva pierderi pe depozit și normal că noi nu vrem asta. Noi tranzacțiile deschidem cu scopul de a face profit, dar nu de a fixa cele minusuri. Încerc să vă dau un sfat ca să nu vă feriți de dânsul. Focusul trebuie să fie pe ce? Direcție, intrare, ieșire. Și mai departe nu contează că o să fie take profit, că o să fie stop loss. Ideea este că eu să deschid tranzacția corect. Scopul meu nu este să deschid tranzacții profitabile, dar scopul meu este să deschid tranzacții corecte.